Bine, din jurul. Da, ne ajută domnul dacă facem. De fapt, cam ăsta e scopul, nu știu. Când... Să te determine să fii mai bun. Da, să ajutăm și pe ceilalți. Să înțeleagă și ei. Cu toate că... Firea pământească câteodată ne îndeamnă și pe noi. Mamă, să mă supăr, basă, că e duhul interior ăla rău care mai lucrează. Sunt multe lucruri. Mă reproșesc în viață, că nu... Singurul lucru la care mă mândresc, e tot discurs. Rămâncesc Dumnezeu și că nu sunt lacul. Dar sunt lacul la un singur lucru. Dacă mâncăm amândoi din acest parfum și o bucată mai mare de carne și una mai mică, fii convins și eu iau pe aia mai mare. Mi se întâmplă și mie. Știi de ce? Noi am stat la Purul Viro, am învățat cu noi, dar laborator de culinar ne-au demolat. După aceea ne-au dat pe mulți, s-a făcut aici o casă pe undeva pe Nicolae cu limon, de ultima stadă, până în Mărăcină, până în Gropen, pe acolo. Da, da. Și ne-au dat foc cu cei care aveau pe mulți, și acum ne-au dat foc la casă. Am înțeles. Și 5-6 frați, mai sunt avut să facă avortul sau știu de tine, știu de Dumnezeu atâtea... Da, de tine așa. Păcat, ce-s. Zici era... Nu, dar și aia, foamea din lucru. Da. Nu puteai cum ai de unul singur, cu un salariu, că era parchetar. Dar a fost și lor greu, știi cum e. A fost groază de greu, știi că între ei și pentru noi. Ales dacă te mai începe la biserică pe timpul Ceaușescu. Deci am la fânt, a vine întotdeauna la biserică, nu ce nu e. Și se mai făceau, mai spunea atunci un comitet de la cum era atunci de perioada comunistă, un comitet da. De femeilor. Mai ne vedea că pe ceva, acolo, haine, nu mai spun că mergeam la școală, eu la cetate vină pe fratele meu ca să iau haina lui de iarnă. Nu aveam fie. Așa. Nu cred. Și în societate, acum mă uit la ce piesă care sunt acum. Ei le vor pe toate de la început. Casă, mașină și orice fel de mașină. E bine că am o satisfacție așa, adică mulțumesc Domnului că începe vorba unui prieten, el cam invidiu ăsta așa cum. Că am insistat și am sistemul meu și zice, ai făcut și pui? De? Adică am făcut și pui. Păi dacă Dumnezeu mi-a dat să fac pui, fac și pui dacă sistemul e bun. Și oameni, am băieți care au și site musca.ro, fac și ei muște, vând și ei muște. Fac filme să câștige bani din filme, dar e munca lor de pune import. Eu dacă le-am dat cheia. Ca să mă protejeze și pe mine, domnul, că anul trecut am intrat cu mașina în pod. Am ațipit la volană, s-a rupt și mașina și... Mi-a zis cu el, e de la al doilea accident și nu e operat. Și... Lucrez, da, mulțumesc, domnule, că acum... A lucram intensiv, așa că dacă... N-am niciun sprijin, înțelege? Eu, cine să te mai angajeze? Că am fost să mă angajez după ce am plecat de acolo. S-au angajat între ei la pază, la... Și m-am apucat să muncesc mult pentru ăsta, să fac și filmări. Am 1058 de filmări. Am fost și până Delta și pe acolo și pe acolo. Nu, eu mai mult cu pescuit, vedeți? Trebuie să muncesc. Acum sunt și alți băieți care vorbesc cu ei și tot așa sunt. Băi, Gabi, cum e aici? Cum fac musca așa? Cum e cu buldola, le dracu? Vede că îmi facă, faceți, mă, și voi. Da, pe ce? Lucrez mare. Nu știu ce de fapt, cum lasă. Nu, încă la ce. E tot ce de fapt. Că cineva să mă lasă în față. Să fiți la serviciu? Nu? Poftim? La adesea n-ați grăbat n-ala la tine? Vezi, zici. Că nu sunt la cap. Nu. Dacă te ieși, te mai dau finiți la tine. E altfel, dacă te ieși ca să faci o încărcătură mai mare. Da. Deci, că ai nevoie de mine.
Dacă nu ai minute, nu mă spun pe mine, că te gătești de aia, că am văzut pe aia. Vrei să trăi? L-am lăsat mâncând de aseară, din azi la 3, hai că l-o umori. De unde să umori? Că tot pe seara a început la 6 și un sfert. Dacă a început la 6 și un sfert, de-aia arătai și dânsul acum. Stăm de el acum, că trage să. Dar du-i la ștucă pe partea nimic? Încercai și eu. N-am văzut o ștucă să facă ziua. Da, uite, obletele a stat aici și n-am mâncat la ora asta. Presiunea mare. Nu știu ce e la el, dar... Nu, n-am mâncat toată ziua, că... A fost exclusiv pe de vale. Păi n-a fost, dar eu ieri am fost la americani. Am luat 5 biban de la 4 la 6, fără 10. Și am zis că trage gura, am plecat. Zic, bă, mă, să văd ce e la budea asta. Și aseară am făcut filmările pe site, eram aici, singur, până la 7:20. Zic, azi vin pe la 3. Cu gânduri criminale, adică să fac super treabă, că trage pești. Nimic, am luat 15, mă plimbai pe acolo, pe acolo. Zic, nu se poate, trebuie să încerc seara, să văd. Seara am luat ciugule pe blocul. Păi, acum ciugule bine, exact ca vara, dar la ora asta, îți dai seama. Nu știu care e treaba. Și mă bucur și eu de ăștia. Așa, o lecă de... Înțeleg? Am auzit că au făcut unul treabă la ștucă, i-a rupt și bățul. Dar nu pe ape pe aici. Pe Argeș. Pe Argeș? Mhm. Și că i-a dat una la 1 metru, auzi, i-a rupt bățul. Wow. Da. La 1 metru are 6 kg. O să mă duc și eu. Știți unde? Că i-am mai luat la muscă. Pe la colonie încolo, în jos. La pod acolo. La parc. Da, toată zona aia. Da, am luat și eu, dar n-am mai fost. Bă, eu n-am fost de vară. Dar m-am întâlnit cu el, m-am întâlnit la doamna Neagu acolo la magazin. Plean, am luat acolo frumos. M-am întâlnit cu el la doamna Neagu, luase 5 plute de ștucă. Și eu de curios ce faci cu atâtea plute? Păi am fost ieri acolo la podă, nu și mi-a pluta cu băț. Acolo era să fiu mâncat de câini. Ah. Păi eu cu Nea Mircea Pictorul ne-am conjurat tot, a avut pistol, a tras. Nea Mircea a murit acum. Dacă n-avea el pistolul... Domnule, aveți cuvântul meu de onoare, mie nu-mi e teamă de câini. Că am remarcat aici, ai mers ușor că ai văzut că vin câini spre mine. Da, da, i-am ținut... Da, am remarcat lucrul ăsta, nu-mi e teamă de câini. Protecție. Dar atunci, dacă nu aveam... asta pentru alău, am trăit rânsoană. Da. Păi nu. Uite asta, de exemplu, pare că are pangle, că le liberez. Ca în gras. Dacă are burta, are sigur tenie. Uite. Sigur are tenie. Are burta ca la caras. Vedeți când, vedeți când trage peștele, când pleacă pescarea acasă. Vedeți? Cel puțin ăsta al meu. Trage până ieri, azi când... Nu, uite, la muscă la bără asta. Să vedeți cum se trage la muscă. Că trebuie să învățați și stilul, adică chestiile cum... La șalău te duci ziua, dau la muscă la șalău sau de la alea. Știți când prindeam șalău? De la... Până la 8, seara, 9. De la 9 la 6, rupe, noapte, tot noapte. Dar, în principiu, șalău meu mănâncă mai pe fund. Pe fund, păi dădeam cu plumbul și cu muștele așa exact, dacă ți-ate ca astea. Mm-hmm. Și luam și pe fund și la o jumătate de metru și la un metru, n-am întrebă. Ideea e că trăgea, făcea pa, 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 băi, te rog, păi, până la urmă. Dar te duci ziua și faci, ce are, bă, i-am dat și codiță, îl tragi de păr dacă e un kil de... Înțelegeți că am fost 3 zile, am fost la... Sănătate, străiți! Uite, și dar la muscă e altceva, înțelegeți? Mă bătea gândul să mă duc, dar să vină prietenul meu, cam un... Un băiat a zis, care are discotecă și... Bă, Gabi zice, nu pui la benzină, dar împărțim pește. Și să mă duc la niște plătiți să le iau la muscă, că n-am dat până. Plătica? Da. Doamne, nemaipomenit plătica. Mănâncă, aici. Știți unde mănâncă? La Stoinești. De la jumătate de kg la 2 kg, până la urmă. Dar el are barcă și mi-a zis băieții cu care am vorbit de la Olcă, e o problemă cu alea. Dacă dai după mal, sunt niște plouri scufundați. Dacă dai, când o aduci, să cam agațe în plaure mai riscă. Dar din barcă n-ai avea ce să fac.
Plătica e o vază într-un baie de sare, la mese de la Cucetă, îl las la uscat și o fac pastrant. Doamne, e nemaipomenit. Păi și după ce o lăsați la uscat, o scoateți? Nu, o pun la uscat. O aveți exact ca pe ardei. O mai afumați? Nu. Nu mai afumați? Nu. Am afumat o bletă. Dar afumătare ca la porc, nu? Da. Am înțeles. Prima dată l-am pus un fel de, plasă de la cât mai rapid și ceva mai mărâncă și nu s-a afumat plăcut. După aceea am trecut pe un două din aceea de, covrig. Am înțeles. Obletele? Obletele. Da. Le-am pus oblete. Aia este extraordinar. Dar același lucru trebuie ținut într-un baie de sare. Deci nu... Am înțeles. Nu sare amură. Sare într-un vas, îi pun capacul la vasul respectiv. Păi da, dar știți că în prima fază scoate apa din el. Și la gip. Sarea, nu? Da. Și la gip. Este mai bun decât cel care l-am cumpărat odată de la... Păi ce... Dau, nu știu câți bani, mai știu că erau 12 obleți. Dau atâția bani că îi... Da. Era caramelul. Era afumat. Păi le găsesc ei variant. Dar ei ia în sistemul industrial. Da, eu afumătoarea la țară când o fac, o fac cu sistemul ăsta din Ardeal. Deci cu murețe. Și am în gori, îmi fac focul la 4 metri de afumătoare. Vine acum pe bilan. Da. A, cu fumul rece, nu la ăla exact care iese de la... Nu. La aveți mai sus. Deci eu fac, am o cabină care o facem, acolo stă carnea și vine la... Am un godin care îl bag în... Fac o groapă în pământ, ca să da. Fie cam la 25 de centimetri de pământ de, garda lui, unde iese fumul. Noi facem focul acolo și cade aici în, pom. Maximum 4 metri. Se duce fumul ăla de la fel. E adevărat că atunci două zile și două nopți sunt alegeri. Da, dragă, mai nu, dar este, excelent. Îl fac numai din rădăcina de trâmb și mărul, dar mărul e mai, îi dă un tanin, îi dă un gust mai iute. Vă place pescuitul la muscă? Vedeți ce frumos e? Că eu de ce mă uitați? De ce? V-am lăsat sănătate. Sănătate, seară bună. Seară bună, pardon. În primul rând, damigeana asta care am făcut-o, îmi ține și contra bine. Câte mușe sunt pe linie? Mai mult. Că sunt unele la test. Normal punem 4. Dar eu le pun la mai pun mai multe ca să fac teste, cred, să văd ce modele îi plac. Normal să pun 4. Deci nu mai stai să bagi gurnișele, să scoți gurnișele. Nu, păi și la ora asta ce să mai dai? Trebuie să dai cu starlete, uitați. E lui pe vibrație acum. Dar damigeana care am făcut-o, vedeți, eu trag și face dâr. Îmi ține firul în timp. Bățuie dur, firul e textil, fără elasticitate. E decât am... Da, păi văd că nu are, nu e cu băț. Nu, i-am scos, este un băț de crap. I-am tăiat cotorul și l-am tras în sus. Și l-am legat aici. E special conceput pentru sistemul ăsta. Mie nu-mi trebuie nici cea mai mică elasticitate. Ia uitați, am scos prima dată, de exemplu, scot pe aici firul, da? Pe la un băț, să văd dacă e bun. Trag de el, dacă se-mi doaie bățul, nu e bun. Îl scot pe aici, pe la inel. Trag de ăsta, vedeți? Nu se îndoie, aici rămâne. Dacă l-aș scoate pe la inel următor și s-ar îndoi, să zic atât, nu folosesc bățul, vârful. Da, ca vârf. La oblete astea sau și la orice? La orice, pe la șalul ăla, la șalul ăla, bibană, tot. Pentru că el ce face peștele? Apucă și scupi. Ai mișcat o leacă, zic, să încerci el. Pac, scurt, imediat, în 5 cm. Da, păi la șalău... Să... E prima dată când văd că se fără vârf. Da, păi m-a văzut cineva. Și efectiv când am pierdut bățul de ștucă, ăsta l-am tăiat de aici, vedeți că e tăiat. Da, da. Și ăsta era aici, în capăt. Deci ăsta dacă scociu, e lung și vine în capăt aici, fără ăsta. Știți? Și zic, bă, cum să fac acum, să-i pun la mandrin, la ăsta mă gândeam, la tronsonul de aici până aici. Și zic, m-am gândit, ia mă să-l trag încoace și să mi-l așez frumos, vedeți?
Să-mi vină frumos să pot să lansezi. Și are și mandrina pusă și mi l-am băgat cu scoci. Acolo i-am eliminat alea. Și acum e cel mai reușit băț. Nu am treabă. Și apoi dacă mai întrebe linia cu muște. Am luat un fir Berkeley, că sunt unele și pe la Dragoș care se rup calța de papiotă. Sunt mai ieftine la... Ăsta l-am găsit și la ofertă, la 54 lei, la jumătate de preț. Mare unele la 70. Și în rest, eu vă recomand doar firma Berkeley de la fire textile. Am avut unul la ei 10 ani. Și l-am dat la cineva pe 2 litri de vin. Păi e păcat de el, eu aveam pe ăsta și ce să fac cu el? Dacă mergea acu dă cu el, acu când ia bibanul zice, bă, să știi că cu firul al tău, parcă s-a schimbat treaba, păi. Se schimbă efectiv, că când ai tras musculița și ai dat scos de bătură, l-ai prins, nu? Cârligile sunt owner, adică super calitate. Musculița e făcută de mine cu strune scurte. Am tensiune, uitați ce frumos. Dacă recuperezi, potrivit. Și da puțină mișcare. Una. Și vine la vibrația aia, care o face la vine aici. Da, ia uite. Pah, e mine, sare pe zine. Că n-are un sens de canzid, ea și îl contrează tot. Adică sistemul îi opune o contră, care cârligul foarte ager. Nu, sigur o să iau și eu. Vă faceți un băz ăsta în fir textil și restul mă ocupă. Ia uitați, e închisită cu tot. Deci l-a atacat pe încredere. Dar încotro să se mai dă. Și acum chiar că e o chestie să mai mănânce la ora asta. Pe da, dar el mâncă musculițe naturale. Acum noaptea? Da. Se hrănește și noaptea, nu? Da, cum? Păi se hrănește cât îi zboară musculița. Dar oricum, cu timpul e cam plăcut. Și zboară musculițe. Când nu mai zboară și merge în sus, dăm pe verticală, folosim niște muște tot așa, tip viermișori, dar am unele vopsite frumos, vioi, care sunt și pentru el și pentru babușcă. Ia uitați, e lor. Adică e plăcând, ce vei altă plăcere de pescuit. Când e și la biba la fel, să vedeți ce frumos dă. Înțelegeți? Și același sistem, numai că folosesc muștele mai măricele. De 16 am folosit. Am fost și de 18. Și acum stai și te distrezi. Fac, lansez. Cât se joacă el și atacă, știți? Cât se joacă el și atacă, noi ne distrăm. Ia uite. Așa-i dă. Nu-i îmbolnăvit de inimă. Teo să fie acum să vadă atâta oblete, el se repede să-l mănânce lui, Teo fiind nepotul. Da. El obletele îl mănâncă de sar capace. Asta e înghițită cu tot, vezi? Nu se mai vede. Scoate-mi viermișorul. Ea nu mai auzi când să văd și puțin. Am făcut și din doape de sticle, dacă găsesc o sticlă de aici, o fac din ea. Am una făcută. Asta e făcută dintr-un, tot așa, un dobesă de sticlă. Dar se poate lua o sticlă și se poate face cu pistolul de lipit, pui aia, muncești ca să o aduci așa, îi pui agrafa, o lipești și iese așa. Înțelegeți? Eu nu dau cu cei pe piață că sunt dezamăgit total. De exemplu, să dedea în... Eu îmi fac produsele mele, Andrei, care vreau să fie super eficiente. Am dat mult și am fost cam dezamăgit, mânca roșioară și... Vedeți, am sistemul meu acum, nu? Problema și vreau să fac cu produsele mele să dea rezultate. Deci babușca mănâncă pe fund, babușca mare. Da, am luat babușca, nu e nicio treabă. Am luat babușca, am luat văduvițe mari de alea la jumătate de kil până la... Da, și se pune un plumb mai greu? Nu, de 20, tot că se ține tensiune. 20-22, cam așa. Oricum, acolo folosesc alte musculițe mai micuțe. De 20. Dar și de 18, dar de 20 am folosit. 20-22. Și... Uite, am crescut puțin viteza și e luat. Mai simte? A scăpat.
Mă las puțin jos, atac iar, recuperez ușurel. Deja, a scăpat. Deja acum încep să pescuiesc singur, vedeți? Majoritatea au plecat acasă. Și pe mine m-a bătut nevasta la cafea, vine să stăm, da, lasă-mă, vine să stăm, că o să stăm toată noaptea, da. Să-mi fac și o plăcere aici, băi, când trage pește. Ia uite, vine. Așa făceam la șalău, de rea, să uitau și ea la jig. Iară, gata, iară. Am făcut niște muște pe 12, mai mare, lec, mai mare, 12 și le-am testat modelele care merg bine. Vrea cu sclipici, cu verde. Dar cel puțin mănânci și peștele care prind? Da, eu sunt mare mâncător de pește. Nu vrei să-l prind, să-l gătesc, să se și mai mult. Da, nu, nu las pe nevastă să-l gătesc. La mine e nicio mază fără pește. Și mușdei, am început să... Mușdei, mai am niște bitter suedez, mai trebuie să mai iau, că... Niște, așa, niște, nu... Nu, dar mă... Îi bag filmarea, cum îmi spune, exact, scriu pe forum acolo, știți? Când intră pescari, intră... Am o firmă care le-am pus codul lor de publicitate pe site-ul meu și mi-aduce 100 zi de zi. 100 zi de zi noi. Adică site-ul meu îl pune la publicitate la ei. Și a zis că acum abonamentul lor, dacă o să le dau 2,5 milioane, îi aduce timp de 3 luni zi de zi câte 500.